Polițiști din cadrul Biroului Județean Poliție Transportul Constanța au desfășurat în gara CFR Constanța activități preventive educative în vederea reducerii accidentelor produse ca urmare a surprinderii victimei de către tren în gabaritul liniei de cale ferată. În cadrul activităților desfășurate au fost transmise recomandări privind respectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferată, interdicția prezenței persoanelor în gabaritul liniilor de cale ferată sau în zona siguranța a căii ferate în alte condiții decât cele prevăzute de legătură. Dar și cu privire la modul de urcare sau coborâre din mijloacele de transport feroviare. Pentru o călătorie cu trenul în siguranță, polițiștii vă recomandă nu urcați sau coborâți din mijloacele de transport feroviare cât timp acestea sunt în mișcare. Nu traversați calea ferată în timp ce desfășurați alte activități de natură a vă distrage atenția. Nu lăsați bagajele nesupravegheate nici pentru perioade scurte de timp. Nu consumați băuturi alcoolice în trenuri și stațiile căi ferate. Nu încredințați bunurile personale și bagajele unor persoane necunoscute. La urcarea și coborârea din tren, supravegheați atent bagajele și buzunarele. La plata legitimaților de călătorie, nu expuneți la vedere întreaga sumă de bani pe care o aveți la dumneavoastră. Evitați transportarea unor sume mari de bani sau valori dacă nu vă luați măsuri de siguranță corespunzătoare. Este strict interzisă urcarea pe trenurile de călător și marfă pentru efectuarea de poze. Dacă pe timpul călătoriei luați cunoștință despre săvârșirea vreunei infracțiuni, sesizați de îndată poliția. De asemenea, polițiștii au înmânat călătorilor care au tranzitat stația CFR pliante care conțin regulile de traversare a căi ferate și obligația de a avea grijă de bagaje. Astfel de activități ale polițiștilor se vor desfășura în și au ca scop menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, atât în stațiile căi ferate, cât și în trenurile de călători, dar și prevenirea accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată.